găsit, dragi telespectatori! Sunt Larisa Jușca și vă prezint știrile Autentic TV. Mesele bogate de Crăciun nu au creat probleme deosebite locuitorilor din țara Făgetului. Numărul bolnavilor internați în spitalul orășenesc Făget a fost de 10 persoane cu afecțiuni cronice, boli de inimă și ale aparatului respirator. În prezent sunt internați în spital 36 de pacienți și se află sub îngrijire de specialitate, ne declară domnul doctor Iurie Codreanu, directorul spitalului. Dar vine revelionul și vremea rea cu scăderi mari de temperatură, care trebuie să ne dea de gândit, precum și aceeași problemă ca în fiecare an, focurile de artificii și petardele din noaptea de revelion. Părinții și organele de ordine sunt rugați să intervină la timp pentru a preveni accidente nedorite. Telecentrul Traian Vuia, condus de învățătorul Vasile Petruescu, este angrenat în noi proiecte ce vizează țara Făgetului. În acest sens, colega noastră, Mădălina Doslop, i-a solicitat o lămurire. Să-i ascultăm! Asociația Telecentru Traian Vuia este angrenată în mai multe proiecte ce vizează țara Făgetului. Alături de mine l-am invitat pe domnul profesor Vasile Petruescu, director executiv al acestei asociații, Telecentru din Traian Vuia, pe care îl rugăm să ne vorbească despre aceste proiecte. Mulțumesc tare mult pentru că m-ați invitat. Asociația comunitară Telecentru Traian Vuia, cu sediul în satul Sudriaș, este una dintre cele mai vechi asociații sau organizații non-guvernamentale din partea estică a județului Timiș. Este înființată în anul 2002, în luna iunie. Este una dintre asociațiile sau ONG-urile active la nivel de microregiune. Are ca scop dezvoltarea comunității prin dezvoltarea participativă a politicilor educaționale, sociale, de protecția mediului, de tineret. Este membră, este partener al Asociației Microregionale Țara Făgetului, programul LIDER. La nivelul microregiunii este angrenată sau în decursul celor 13 ani a fost angrenată într-o multitudine de activități care au avut ca beneficiarii în special tinerii și copiii. De ceva vreme, de aproximativ un an de zile, ne-am reorientat sau ne-am adresat și altor grupuri, în speță adulților. În toamna acestui an, mai precis prin luna noiembrie, unul dintre partenerii proiectului și în speță Fundația Centrul de Asistență Rurală din Timișoara, cu care am colaborat o bună bucată de vreme, m-au solicitat să, dacă doresc să devin partener al unui proiect pe care îl implementează împreună cu Institutul Român de Educație a Adulților, IREA Timișoara. Acel proiect vizează înființarea sau crearea unui centru de învățare permanent. Multe lucruri, inițial n-am știut despre ce este vorba la o primă discuție. Și am identificat în zonă o locație și lucrând în comuna Balinț din luna octombrie acestui an, am identificat o locație destinată acestui centru. Acest centru este un rod al unui parteneriat public-privat, al unui parteneriat între primăria comunei Balinț, școala gimnazială Balinț, centrul de asistență rurală, Institutul Român de Educație a Adulților și Asociația Comunitară Telecentru Traian Vuia. În toate aceste entități sau aceste structuri ale ce formează parteneriatul public-privat au ca scop înființarea unui centru de învățare permanentă în locul sau în vechea școală din statul Bodo. Școală care, datorită restrângerilor și a numărului mic de copii, s-a închis și ca să nu se deterioreze și ca spațiul respectiv să îi se dea
o nouă sau să-i se dea din nou viață în spațiul școlii, care în aceeași curte cu grădinița și căminul cultural Bodo, va lua ființă cel târziu în luna martie a anului 2016, se va deschide primul, unicul centru de învățare permanentă din județul Timiș. Centrele de educație permanentă au un rol special și sunt stipulate în legea educației naționale, drept pentru care sunt recunoscute. Și ele o să povestesc despre felul cum va fi organizat, vor fi utilate cu echipamente de ultimă generație, echipamente, mă refer laptopuri, tablă smart, perifericele necesare, acces la internet, pentru efectuarea sau desfășurarea de cursuri, atât pentru copii, toate orele de informatică pot fi susținute în acel centru. Schimburile de experiență între profesori pot fi ținute în centrul de învățare permanentă. Toate cursurile destinate profesorilor, dascălilor din toată zona țării Făgetului pot fi ținute sau se pot desfășura, pentru că există locația, există locul unde se pot desfășura. Toate cursurile care sunt organizate de Casa Corpului Didactic din Timișoara. Până în momentul de față, nici în orașe nu au existat și întotdeauna s-au ținut toate cursurile, să zicem, destinate profesorilor la diverse școli în oraș sau în mediul rural. Trebuie pentru care am găsit cadrul legal, am găsit finanțatorul și ne bucurăm foarte tare că am reușit împreună cu asociația comunitară de centra Ioan Vuia are rol de administrare a acelui centru, în sensul că în permanență se va ocupa de tot ce ține de administrarea lui timp de 4 ani de zile, până în 2018, mai bine zis. 3 ani de zile, nu 4. Și e un lucru, eu zic, foarte bun, că n-ai avut până în momentul de față un centru în care să știi tot ce ține de cursul de formare profesională, ai unde să-ți desfășori activitate. Până în momentul de față n-a existat. Și pot spune că sunt mândru că am reușit să pun umărul la înființarea lui. Și la momentul inaugurării, cu mare drag, sunteți invitații noștri. Ne puteți explica mai clar ce implică această educație permanentă? Educația permanentă este un concept mai larg, un concept european, lifelong learning, adică învățare pe parcursul vieții. În mai ales în ultimii 20 de ani, așa este demonstrat că lucrurile, sau se poate observa că lucrurile sunt într-o continuă schimbare și dacă noi nu ținem pasul cu schimbările, putem să rămânem înțepeniți într-o anumită etapă și de acolo să nu mai performăm. Învățarea permanentă înseamnă cursuri de calificare, cursuri de perfecționare pentru diverse categorii sociale. Pot fi inclusiv cursuri vocaționale de petrecerea timpului liber, cursuri de pictură, cursuri de pentru diverse categorii sociale. Și astea, cursurile, nu pot să vin să spun da, în următorul an de zile vor fi curs de olărit, dacă nu există cerința din partea comunităților pentru un astfel de curs. Și va veni inclusiv în sprijinul AJOFM-ului, Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, care la rândul lor se ocupă de cursul de recalificare pentru șomeri. În momentul în care ai un centru dotat cu, utilat cu toate cele, e mult mai simplu. E, cum s-ar spune,
E tot ceea ce ne lipsea până în momentul de față. Repet, pot fi cursuri de calificare, cursuri de reconversie profesională, cursuri de perfecționare, cursuri care privesc activitățile vocaționale, sunt destinate atât tinerilor cât și bătrânilor, vârstnicilor. Important e ca în urma lui să ai o competență recunoscută, ceva care să în urma cursului să știi să faci mai mult, să ai o calificare în domeniul respectiv. Și asta eu consider că e un lucru extraordinar de bun. Și, repet, vă așteptăm alături de Școala Balinț, de Primăria Comunei Balinț, în viitorul Centru de Învățare Permanentă de la Bodo, din satul Bodo, din clădirea fostei școli primare al satului. Și încă un plus valoare, școala respectivă se redeschide. De asta dată se redeschide publicului, se redeschide comunității. Dacă a fost inițial închisă, se redeschide. Se dă din nou aceeași valoare educațională, aceeași nivel de... nu se schimbă destinația. Tot de educație face parte, de asta dată doar nu ar copiilor, ci a tuturor categoriilor de oameni. Vor exista focus grupuri, vor exista chestionare care vor fi aplicate oamenilor pentru a lua de la oameni nevoia de cursuri de calificare și în funcție de ceea ce își doresc oamenii se vor găsi finanțările necesare ca acel curs să se desfășoare la Bodo pentru doritori. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumim pentru informațiile transmise și vom fi prezenți negreșit. Cu mare drag vă așteptăm și să fiți alături de noi în prima zi de la deschiderea oficială a centrului de la Bodo. Mulțumesc tare mult. Mulțumim și noi. Dragi telespectatori, acestea au fost știrile. Ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți pe Autentic TV. La revedere!